Primăria și Consiliul Local din Comuna Tătăruș vă invită la spectacol în prima și a doua zi de Paște. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu din localitate pe 16 și 17 aprilie, începând cu ora 17:30. Vor urca pe scenă cunoscuții interpreți de muzică populară Alexandru Brădățan, Claudia Martinică, Ionut Sârbu și Cristinel Iordăchioaia, precum și ansamblul folcloric Bucovina Mică și alți interpreți. Organizatorii au pregătit și o surpriză pentru copii, intitulată Iepurașii Măriucăi. Ca de fiecare dată, tătărușenii sunt în această perioadă în febra pregătirilor pentru marea sărbătoare care va să vină, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și la fel ca de fiecare dată, noi vrem să întâmpinăm acest eveniment deosebit pentru creștini cu bucurie, cu multă dragoste, cu multă iubire, dar și cu o programe de divertisment, unde tătărușenii, dar și cei care vor să petreacă Sfintele Sărbători Pascale la Tătăruș, vor avea posibilitatea să viziteze Muzeul Satului, vor avea posibilitatea să meargă în aer liber la cruce sau în rezervația forestieră, iar duminică, în prima zi și cea de-a doua zi de Paști, vom avea un spectacol dedicat acestui eveniment deosebit, acestei sărbători deosebite. Aici vor participa în special tătărușenii: Cristinel Iordăchioaia, Ionut Sârbu, Andreea Poiană, Andreea Oniceanu, Cristina Mamea, Nicoleta Dogaru, Teofana Manolachi, Maria Roșu și Ștefan Todică și, în ultimul rând, îndrăgiții copii și talentații copii de la ansamblul folcloric Bucovina Mică. De asemenea, avem și invitați, ca de fiecare dată, avem trei invitații. Este vorba de nelipsitul Alex Brădățean, care vine de fiecare dată din Bucovina Mare în Bucovina Mică, că ne încântă cu folclorul și cântecele lui bucovinene, dar vine și Claudia Martinică, fiica sa Bianca, la acest eveniment. Vă invităm, dragi tătărușeni, și nu numai, să veniți la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruș, începând cu orele 17:30, duminică și luni, în cea de-a doua zi de Paște. Vă așteptăm cu mare drag și să avem cu toții să ne sărbători binecuvântate, cu multă lumină, liniște, pace și Hristos a înviat.